nevoit să facem tot mai puține fertilizări, tot mai puține tratamente, care automat vor duce la o diminuare a producției vegetale. Nu doar agricultura va fi vizată de schimbări drastice, totul, de la energie, păduri până la poluare, va avea abordări drastic revizuite, astfel încât Europa să devină continentul cu zero emisii de carbon în următorii ani. Green Deal nu va fi o plimbare prin parc și în care să ne bucurăm cu toții de soare și de iarbă verde și de flori. Green Deal va fi o muncă asiduă. Green Deal va însemna sacrificii foarte mari. Gazele naturale sunt pentru noi o șansă, chiar sub semnul Green Deal, până când vom vorbi de altă economie bazată pe altă sursă de energie regenerabilă. Specialiștii vorbesc despre o nouă ordine climatică. În România, în cel mai pesimist scenariu, la sfârșitul secolului, am putea avea temperaturi lunare vara cu peste 9 grade mai mari decât cele din intervalul de referință 1961-1990. Noul centru regional de agrometeorologie pe Europa va fi în România și va constitui o premieră pe plan mondial. Este vorba de măsurători la nivelul solului, măsurători meteorologice, dar și climatologice, care pot fi apoi prelucrate pentru a evalua riscul de secetă. Specialiștii cataloghează Green Deal ca pe un salt în istorie, iar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că acesta este similar primului pas făcut de om pe lună.